ați venit în mijlocul nostru. Yeah.
Se preot, o mare bucurie, un adevărat mesager care vine din spune în român, care ne au venit o cântare, să trăiască cu noi în aceste câteva ani. Eminent, de bine-nătul, cel întâlnit, de bine-nătul, fiți binevenit în numele nostru, vă spunem în numele care suntem în nostru apel, toți preoții din comunitatea să poată și toți aspeții. Vă rugăm, eminență, de cheamă eminență, privirea acestui gen, ce aspectă cu joie, una parolă, che voi, nelle vostre famiglie, nel vostro lavoro,
făcut și în trecut și astăzi înfruntați toate problemele, luând în mâini de dumneavoastră barca Sfântului Ierusalim, pentru că astăzi să găsiți adevărată fericire și adevărată dreptate. Este calea cea mai simplă. Din Rosariu, Sfântul Rosariu, ce fa pensare, ce fa profundire, ce fa potere de avere come esempio di vita la vita di Gesù. Sfântul Rosariu ne ajută să aprofundăm, să medităm și să ne bucurăm de întreaga viața Mântuitorului. La sua vita, la sua morte, la sua resurrezione. Viața, moartea și învierea sa. Thank you.
4, sì. Prendiamo ognuno un pezzo del ricordo. Ecco. Siamo generosi. Non è giusto. Prenda il grande lei. Oscurare e isque levamen afferre, sit cun omnibus vovis. Ergo spiritu tuo. Cristo Domino, qui in mundum venit, ut egrotos sanaret et consolaretur afflictos, humiliter supplicemus. Repetem împreună, binecuvântează-i Doamne pe cei ce se încred în Tine. Binecuvântează-i Doamne pe cei ce se încred în Tine. Tu ai venit să te îngrijești de cei bolnavi, să-i vindeci pe cei cu inima zdrobită, intră în această casă zidită pentru îngrijirea bolnavilor. Binecuvântează, Doamne, pe cei ce se încred în Tine. Tu, propovăduind Evanghelia Împărăției, vindecă-i toată boala în popor, arată-ți îndurarea și bunăvoința față de toți. Binecuvântează, Doamne, pe cei ce se încred în Tine. Tu îi atingeai pe cei bolnavi și ei erau vindecați. Întărește-i cu darul harului Tău pe bolnavii care vor fi primiți aici. Binecuvântează, Doamne, pe cei care se încred în Tine. Tu le-ai făgăduit o răsplată divină acelora care în numele Tău îi vor vizita și îi vor mângâia pe cei bolnavi, sporește în noi simțământul de milă, ca să te vedem și să te iubim necontenit în frații noștri. Binecuvântează, Doamne, pe cei în care se încred în Tine. Domine Deus noster, cuius filius, Spiritus Sancti operante virtute, infirmitates nostras languesque sanavit, et discipulos mitens ad Evangelium predicandum, precepite eis, ut infirmos inviserent atque curaren, presta nobis quesumus, ut omnes qui hic degunt infirmi a medicis e orunque adiutorimus pia comitate excipiantur et assidua navitate curentur, ut ing discendentes mentis et corpori sanitate donati, misericordiam tuam sine fine collaudem per Christum Dominum nostrum. Amen. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa ca de pământul de lumea noastră, possiamo anche dare dentro, credo astăzi, și ne iată nouă greșelile noastre, și noi greșiților noștri, Se han la uscita, lo sapevo la uscita, tu devi andare la uscita. Si canta? Canta d'altro. Allora, che lavoro? Che lavoro? Fatto tecnico, c'è qui anche l'ingegnere, quindi anche questo è l'ingegnere che lavora. Lo vedremo anche volte perché lui lavora anche in altra parte. Ti vogliono mostrare i piani di tutto il complesso. Chi non poteva mancare in cantiere. Presto. E gli anziani. Sì, pronti, parliamo e ci entriamo.
attendiamo con la dolce palliativo spirituale.